Bună, bună, dragii mei! Bă, astăzi avem review la Medieval Dynasty, noul joc de la Tilplitz, un joc early access, beta 0.6. Bă, ci că se lansează cât de curând jocul, deci versiunea 1.0 va fi lansată în curând, dar pentru doritori, pot cumpăra jocul la un preț destul de bun de pe Instant Gaming, numai 11 euro și un pic. Vi se oferă un CDK pentru Steam, activați și vă faceți treaba. Prețul normal pe Steam e 20 de euro, dacă nu mă înșel, deci e aproape 50% mai ieftin. Bun, acestea fiind spuse, treaba stă în felul următor. E un joc survivor, un joc ce, sincer să fiu, sunt curios și eu să știu ce grafică are, pentru că nu am intrat deloc în el, nu am, vedeți și voi, nicio salvare, nu am făcut decât niște setări aici la gameplay. Nu am umblat, am lăsat exact așa cum e și bineînțeles, aici a venit Full HD, eu am modificat și am băgat pe 2K, dar să știți că are și 4K, ca să știți, doar așa, pentru voi, da? Are și 4K, el e pe Ultra și, bineînțeles, are și, stai așa un pic, că, așa, frame rate limit e unlimited, da? Bun, la sunete nu mai umblăm, 30% muzica, cred că aș putea să o dau mai jos un pic, 20%. Keybind, setările jocului, aici puteți să, da, salvăm, aici puteți să vă uitați și voi. Sincer să fiu, oricum la început, cred că ne dă un tutorial ceva, nu? Adică, da. Da, jocul vine ca recomandare de pe un live de pe Twitch. L-am făcut, nu știu, zilele trecute, ieri, alaltă ieri, nu mai știu când am făcut live-ul și am primit jocul ăsta ca recomandare. Am zis, băi, ia, hai să vedem noi dacă merită un review, atenția noastră. Și, bineînțeles, acum urmează să văd de la voi ce părere aveți. Sper să nu uitați de like înainte să începem și îi dăm drumul. La grafică, v-am zis că e ultra, da? Bun, hai să-i dăm drumul să vedem cum se vede. Start game. Ok, avem și o poveste. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Poveste interesantă, dacă mă întreb pe mine. Deci, practic, trebuie să ne vedem de viața noastră și să vedem cum reușim să procedăm, să ne întemeiem o familie. De fapt, să supra... Oh, oh,
da, ce a evoluat. Ah, bravo. Practic m-a lăsat mască. Băi, ești nebun. De tripliți sunt acei băieți ce au realizat Farmers Dynasty și Lumberjack Dynasty. Dar diferența de grafică e imensă. What the hell. Superb. Se aude. Uite că avem și un animal pe aici. Vulpe, ce era pe acolo? Ok. Ați văzut? Era o vulpe ceva. Și se mai aude ceva pe lângă mine. Mamă, ia uite, bă. Ce am, o pinci în picioare. Dar nu pot să văd, să mă văd third person sau ceva de genul. Și că FPS e unlimited, dar pe mine mă ține la 60 FPS-uri. Nu știu, nu înțeleg care e faza. Bă, băiatule, bă, dar acum e mișto, mă, arată bine, mă. Arată bine. Bun, hai să mergem la semnul exclamării. Văd că avem un semn exclamării aici. Se aude și o oaie și un berbecșiu. A, uite acolo, o căprioare ceva. Ce e acolo? Un ied. Nu te cred. Putem să... A, n-avem cum să-l prindem. Opa. Ok. Am găsit un... uite și o pălărie. Puteți să luăm și pălăria asta. Ok. Căruța nu o putem lua. Plus de asta nu avem ce să cărăm cu ea. Sau la ce hămăm căruța. Nu prea avem la ce. Bun. Hai să mergem să vedem. Bă, în principiu arată bine. Uitați-vă și voi cum arată norii ăștia. Și... se compar? Hai să compar. Arată mai bine ca farming-ul la copaci. Deci pe bune, uitați-vă și voi cum arată. N-ai stres, băbiță, n-ai stres. Ok. Și umbrele, uitați-vă și voi umbrele. Doamne. A, bă, că e mișto. Ok, și acolo e un sat. Bun, ideea e în felul următor, că și noi putem la rândul nostru să ne facem casa noastră. Putem să vorbim cu oamenii și să îi aducem în satul nostru, cum ar veni. Da? Ce vreau eu să văd e mapa. Ia să vedem, mapa ar trebui să fie pe M. M de la map, nu? Oho, ia uite-o ea. Deci noi suntem aici, satul e aici, am plecat cred că de undeva de aici. Harta, bă, dar e mare, bă, băieți, mă. E mare rău de tot. Ok, noi putem, cred, să ne facem sat oriunde, adică, na. Avem 4 anotimpuri. Exact ca în viața reală, da? 19,6 grade Celsius, spring și 9,42 dimineața, primul an și suntem neutri, ne spune acolo. Bă, m-a lăsat un pic masca așa grafica. Bine, nu e nici de The Hunter Call of the Wild. Dar nici de Farmers Dynasty nu e. Adică arată bine, mă, arată bine, ce să ne mai e. Hai să o luăm pe aici. Și îmi plac umbrele astea, sunt atât de naturale. Deci pe bune dacă nu. Uitați-vă și voi ce soare, ce nori frumoși. Și se mișcă. Vezi unde soarele? Uite cum arată norii, unde soarele. Deci mai luminoși, mai... Și aici unde nu-i soarele, sunt mai... Deci...
extraordinar. Să moară Gibilan dacă te mint. Ok, putem să facem și farming, cred. Ia uite și planta asta ce frumoase. Putem să facem și farming, din câte știu. Adică să ne cultivăm diferite chestii. Putem să creștem și animale. Putem să facem foarte multe lucruri. Cred că și forestry putem să facem. Putem să și vânăm. O grămadă de chestii putem să facem. Putem să interlocutăm cu oamenii. Asta, cu asta, chiar cu asta trebuie să vorbim. Ia să vedem ce trebuie să facem. No, I'm not. Rashmir is my name. And zice că nu-i el. Are 55 de ani. Ei, nu par. Aș fi vrut totuși să-i aud vorbind pe ăștia. De ce nu-i aud? Oare e din setări ceva? Nu știu, întreb și eu. Da, acum îi explic moartea căprioarei la Gagiu. Corect, nu e mult. Da. Și aici ne spune tab menu, cred că de fapt ne spune despre inventar, skills, jurnal și mapă, manageriere și tehnologie. Ok. Alea toate le pot pune practic pe mine. Deci e un pic și de strategie aici. Construction wheel. Ok, apăsăm pe Q și apăsăm pe alătă din stânga. Practic avem un inspector ce ne arată, uite, plante, animale și așa mai departe. Interesant. Deci să înțeleg că plantele alea le putem strânge, vedeți? În dreapta. Da, uite, vezi, sunt chestii. Avem un nou quest. Ok. Sunt niște chestii interesante. Uite, acum, de exemplu, suntem cu secerea asta ruginită. Ideea e că trebuie să și mâncăm, trebuie să bem și apă. Ia să vedem dacă ne putem urca pe scară. Ne putem aparent. Dar doar prin săritură. Uite că am sărit, băi, ești nebun. Ok. Ia atent că putem să luăm și scândura. Bine, n-avem unde să o punem. Ia să apăsăm tab. Skills, deocamdată nu ne arată nimic aici. Chapter, că am făcut un chapter. Ok. Building. Limit 1. Deci ar trebui să fac un building. Am înțeles. Bun. Deci tab. Mai era alt. Bine, acum nu ne arată mare lucru. Am văzut că scade vedere, cred că acolo e aerul, respirația, nu știu, ceva de genul. Bun, de pe aici nu pot să iau nimic pentru că voi fi depunctat. Asta am văzut la cineva. Când a încercat să fure, i-a scăzut din... Cum îi spune, mă? Ia uite, mă! Du-te, mă, de aici, mă. Avem și bobocei, mă. Uite-te un pic și tu. Bă, dacă de reală...
pare gâsca asta. Iauzi. Un nou ceva? Bai, 1500. A, putem să cumpărăm aparent. Aparent putem să cumpărăm de aici. Ok, și putem să cumpărăm și... Ia uite, bă, că putem să cumpărăm și bobojini ăștia mici. Ok. Ce tare. Ce-mi pare rău e că nu pot să conversez, adică în sensul că nu-i aud pe ăștia să vorbească cu noi, ceea ce nu prea îmi place. Log stick. A, ăsta nu are decât niște lemne pe aici. Astea sunt ce am eu. Uite, am 5 mere. Am niște carne la mine. Ok. Și am și bănuți. Am și ceva bănuți la mine. Ok. Pălăria știu că am luat-o din pădure. Papuci, pantaloni și o bluză, un tricou, ceva. Opa. Da, dar nu-mi place toporul. E de piatră, ce să fac cu el? Mamă, ce perne răpănoase, să moară gibilan. Asta ce are aici? Firewood. Ok. Și are și niște bani. Nu-i furăm nimica, frate, că ne scade din... Bă, cum îi spune, mă, că am și uitat. Stai că furăm ceva. Și vă arăt. Ia uite-l și pe puștiulic ăsta mic. Ce faci, mă? Ăsta abia învață să meargă. Ok. Stai așa că putem să și ne uităm pe aici, pe undeva. Trebuie să vorbim cu ăsta. Ia uite, ăsta care fuge de noi, nu? Ăsta e. Hei. Normal, ce-mi trebuie mie de la el? Cred că-mi trebuie ceva, dar nu știu ce. Ia să vedem. Ăsta are 15 ani. Ia uzi, mă. Do you have said with you? I make a little girl, master. Ah. Ok. A new quest. Ne-a dat un new quest, dar nu știu care e faza. Opa! Ia uite, bă, ce vacă frumoasă, bă! Doamne, ce uite și un vițeluș. Uite și pe asta putem să-l cumpărăm. Bă, ești nebun? Asta e vacă. Și asta ar trebui să fie... Asta e tot vacă. Hopa, îmi trebuie apă. Sunt un set. Ba nu, ăsta e... Ia uite-l-a. Ia uite-l-a, ăsta e buhaiul, tata. 4500? What the hell, my friend? 4500 vaca, 4500 bou. Mamă, dar ce spate are. Mamă, mamă. E bune chiar arată. Dar ce-mi place ideea asta cu animăluțele astea mici. Practic astea trebuie să le crești tu și presupun că îți aduce și profit, pentru că poți să faci și trei, poți să vinzi la rândul tău. Foarte interesant treaba asta, foarte interesantă. Mă trimite înapoi în pădure, nu știu de ce, dar nu o să merg, pentru că până la urmă facem un review, nu facem... N-am început o serie și trebuie să... urmăm pașii. Da, nu știu. Vreau să știu ce părere aveți voi. Mie unul îmi place foarte mult chestia asta cu umbra. Deci uitați-vă și voi cât de reală este umbra. Cât de mișto e. Adică chiar e mișto. Știți că de obicei umbra e acoperită tot. Adică nu vezi raze solare pe aici. Uite, eu pot să văd soarele prin copac și... Nu știu, e super tare. Din punctul meu de vedere, cred că asta e un plus. Plus că se mișcă. Adică chiar se dă după soare. Adică e interesant, frate. Ce să mai... Da, încă e beta.
Și... Da, poate... Opa! Mamă, tu știi ce bate asta? Ce face asta acolo, mă? Ce are fasole? Ce are acolo? Ce bate? Orz? Scuze-mă, să nu cumva să-mi tragi una... Cred că orz are... Opa! Da, nu știu... Cred că macină acolo... Face crupe ceva... Mamă, dar ce luceacuri a dat aici, mă? Zici că aveam un luceac ceva mai mare. Da, nu știu, e interesant. Acum nu știu exact cum trebuie să procedezi, să îți faci satul tău și, da, practic trebuie să fii un primar, cum s-ar spune, da? Pentru că tu gestionezi satul respectiv. Poți să-ți faci și familie, ceea ce iar e foarte interesant. Dacă n-am reușit pe Farmers Dynasty, poate reușesc în joculețul ăsta, dacă o să facem o serie pe canal. Dar, nu știu, cred că o să mai intru în el. Sper totuși să facă omuleții ăștia să vorbească, pentru că e... E un pic aiurea. Ce cu zoaiele astea aici, mă? Aoleu, mâncați așa talentul tău. E un pic aiurea dacă nu vorbesc cu oamenii ăștia. Știți cum e, ar fi mai... Bă, dar uitați-vă și voi ce texturi la lemnul ăsta, mă. La gardul ăsta. Deci e belea, mă, ești nebun. Sunt curios cum se vede noaptea. Dar mai durează până să se întunece. Hai să intrăm să bem niște apă, că nu prea mai avem apă. Drink. Dar totuși, hai să ne ducem unde e mai curată un pic, adică pe bune. Doamne, cum arată apa, uitați-vă și voi, boșilor. Și chiar face valuri, fie de... Ce tare, mă! E super tare. Chiar e mișto. Ce să ne mai e? Da. M-a lăsat mască. Nu mă așteptam la timpul să aduc așa o grafică într-un joc de-al lor. Ar fi fost frumos și în Farmers Dynasty așa ceva. Da, este altceva, e un joc îndrăzneț, are potențial, cei de la Triplets am văzut că au gânduri mari, adică chiar vor să se ocupe, să facă și update-uri și bla bla bla, sunt multe chestii de făcut, după cum spun ei, și ce să zic, ar fi interesant să... implementeze cât mai bine toată treaba asta. În felul ăsta cred că jocul ar avea cam de toate. Firewood și coins. Ia să încercăm să îi luăm bănuții ăștia. Îi luăm pe toți. Și acum să vedem. Nu ne-a dispărut nimic. Da, de obicei ne ia din... cum îi spunem? Că îmi stă pe limbă. Ce facem, mă? Iară bate una? Asta iară bate aici, mă. Iar îi dă cu luceagul. Ia-o, draia! Ia! Arde-o! reputația, mă. Uite că mi-a venit acum. Reputația, fraților, reputația. Da? Deci... stai, bă, că nu văd unde ne arată ora. Aici l-am apăgat, gata. Ora 4 și 4 minute. Deci n-ar mai dura mult și se întunecă. Cam trece ziulica. Dar se cunoaște că se întunecă, vedeți? Adică
Ca pune soarele. Bă, îmi place că poți să iei orice, adică, uite, poți să iei și găleată, poți să iei și... Băi, și butoaie și de toate. Dar animalele, iarăși, arată bine de tot. Și că ca să mâncăm, trebuie să facem foc și să prăjim niște carne. Deci sunt foarte multe chestii de făcut. Sincer să fiu... Ar lua ceva timp un asemenea joc. Chiar... Ia uite mă și grâu, mă. Ia să vedem dacă scoatem secerea. Putem să tăiem? Nu merge. Nu merge, mă, nu ne lasă. Ar fi fost mișto să ne lase. Să tăiem, știi? Adică ca și cum am furat. Chest, nimic. E bine să mai cauți în cutiile astea, că ce găsești e al tău, cum s-a spune, știi? Omul ce are aici? A, ăsta e verde, nu s-a copt. Ok. Bă, băiatule, bă. Da, am lăsat chestia asta cu FPS-ul pentru că am vrut să vedeți cât e de stabil, dacă e stabil și așa mai departe. 2 kg. Noi mai putem să mai luăm până la 35 de kg. Ăsta e un fel de... Popor? Ceva de genul, nu știu. Hai să-l luăm, că mai avem spațiu să mai punem pe noi. Deși ne-l arată cu roșu. De ce ne-l arată cu roșu? De ce mi-l arăți cu roșu, bossule? Ce am făcut? De ce mi-l arată cu roșu? Din cauza că e prea greu? Vedem că aici ne arată cât ne dă pe ce avem noi. Păi bine, mă josești așa. O armă... Mi-ar trebui o armă. Cu hainele stăm bine. Fii atent că și astea au o condiție, adică la un moment dat se deteriorează, adică trebuie să avem grijă. Ok. Și bănuții noștri. Da. Bă, sunt foarte multe de făcut. Ce mai de la vale? Uite că soarele apune, se întunecă. Iar și încă o parcelă aici. Acum nu știu cu terenul ăsta de cultivat dacă putem extinde terenul sau nu știu. Dacă avem doar anumite zone unde putem să știu eu, sădim anumite chestii. Nu știu, chiar sunt curios. Da, așadar 4 anotimpuri, bineînțeles avem și ploaie. Sincer, aș fi vrut să le am acum pe toate, să vi le arăt, dar din păcate nu ține de mine. Oricum, e clar că veți putea pierde multe ore în acest joc. Așadar, dragii mei, ne oprim aici cu acest review. Cred că mai erau foarte multe de arătat, dar nu cred că mi-ar ajunge nici 2 ore ca să reușesc să vă arăt car jumătate. Ce să zic? Ne întâlnim data viitoare, sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Dacă doriți o serie sau vreți să aprofundăm un pic toată treaba asta cu joculețul ăsta, bă, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi părerea voastră. Chiar mă interesează să știu vis-a-vis de grafică, vis-a-vis de o serie pe acest canal. Dacă vreți. Eu am fost Dorel, băiat sos Dorei. Până data viitoare, numai bine. La revedere!